La Academia de Ayurveda ne-am gândit să discutăm astăzi cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în apifitoterapie și Ayurveda, despre diabet, dar și despre prediabet, pentru că, sincer, am auzit în ultima vreme foarte multă lume că s-ar afla în faza de prediabet. Înainte de toate, ce înseamnă acest lucru, că te afli în faza de prediabet, cum am auzit eu multă lume? Această fază de prediabet se caracterizează în general prin creșterea rezistenței periferice la insulină. Asta înseamnă că chiar dacă pancreasul nostru secretă insulină, ea nu mai reușește să își facă efectul, adică să ajute glucoza să pătrundă în celule și să fie folosită pe post de combustibil. Și atunci, celulele noastre, neavând acest combustibil, strigă după energie, noi avem tendința să mâncăm din ce în ce mai mult și, în general, dulce, pentru că suntem obișnuiți că, în momentul în care mâncăm dulce, noi avem energie, da? Dar acest dulce nu reușește să intre în celulă și atunci, glucoza rămâne în sânge, crește glicemia încet, încet, încă nu la faze la care să putem să considerăm că avem diabet, dar avem anumite simptome prin care noi putem să ne dăm seama, adică nu trebuie neapărat să-mi fac analize. Dar ce simptome ne pot face să ne gândim la prediabet? Noi putem să ne gândim la acest prediabet în momentul în care avem tendința să ne îngrășăm, chiar dacă mâncam așa cum mâncam înainte. Această îngrășare se face în special prin depunerea grăsimii pe burtă și în zona talie. Acestea sunt locurile predilecte în care grăsimea se depune atunci când avem această rezistență periferică la insulină. De asemenea, simțim nevoia să mâncăm mai mult dulce decât altă dată, exact așa cum vă spuneam, datorită faptului că noi simțim celulele noastre, că această nevoie este dictată de celule. Da? Celulele noastre se simt lipsite de energie și atunci ele tot cer energie și noi spunem hai să mâncăm dulce ca să avem energie. Problema este că acest dulce nu ajunge la celulă. Deci pofta de dulce ar fi un semn. Da, o poftă nejustificată de dulce poate să fie un prim semn. De asemenea, în momentul în care încet, încet glicemia noastră începe să crească, poate să se amplifice și senzația de sete, nu atât de mult ca la persoanele care au diabet, pentru că în momentul în care vorbim de diabet, vorbim de niște glicemii mai mari, de 150-180 de miligrame pe decilitru și care sunt constante pe parcursul zilei. Și această creștere a glucozei în sânge, această glicemie crescută, ne face pe noi să avem nevoia de a bea mai multă apă și automat trebuie să ieșim și mai des la toaletă și de multe ori se petrece lucrul acesta noaptea și ne perturbă somnul, ne simțim lipsiți de energie și atunci în momentul în care avem aceste simptome și nu le putem lega neapărat de, știu eu, un efort mai mare pe care l-am făcut la un moment dat, putem să ne gândim și la acest lucru și ar fi bine ca în acest moment să ne facem niște investigații din care noi să ne dăm seama în ce, dacă suntem în prediabet, dacă avem deja diabet sau să sperăm că nu le avem pe niciunele și a fost doar un episod. Așadar, dacă ne simțim obosiți, dacă ne îngrășăm, dacă ne e poftă de dulce, mult mai mult decât ne era înainte și dacă simțim nevoia să avem mult mai multă apă decât simțeam nevoia înainte. Da, da, cam așa este. Și atunci când avem aceste simptome, ar trebui să mergem să ne facem analizele. Bine, de fapt, analizele ar trebui să ne le facem periodic. Așa odată este. Pe an sau de două ori pe an. O dată pe an, da. Și ce analize trebuie să ne facem ca să vedem dacă suntem în prediabet sau dacă nu cumva avem deja diabet? Bineînțeles că setul de analize pe care noi o să le facem o să ne fie recomandat de medicul care ne consultă și la care noi cerem sfatul, dar în principiu ar trebui să facem clar o glicemie și dacă ea este la limita superioară, este foarte important să facem și testul HOMA. Noi prin acest test HOMA putem să identificăm dacă avem această rezistență periferică la insulină care poate să justifice această glicemie la limita superioară a normalului. Deja în momentul în care noi avem glicemiile foarte mari și suntem încadrați, să spunem, la diabet clinic, este foarte important să facem și dozarea de hemoglobină glicozilată, pentru că această hemoglobină glicozilată ne dă nouă indicații despre cum a variat, de fapt,
glicemia noastră în ultimele 3 luni. Glicemia pe care o măsor la un moment dat îmi dă o indicație pentru acel moment. Hemoglobina glicozilată îmi spune dacă în ultimele 3 luni eu am avut variații foarte mari de glicemie, pentru că de fapt în cazul diabetului acestea sunt periculoase. Variațiile mari de glicemie sunt cele care determină în timp apariția complicațiilor acestei boli, de asta îi se spune ucigașul tăcut. Diabetul nu doare, diabetul se dezvoltă și evoluează insidios, în schimb, datorită acestor variații foarte mari de glicemie și datorită la un moment dat menținerii unor nivele mari de glicemie, apar complicațiile la nivel neurologic, la nivel vascular, la nivel renal și așa mai departe. Și bineînțeles că nu dorim să ajungem acolo, ci dorim să facem un tratament cât mai timpuriu. Într-adevăr, am auzit multe persoane că au descoperit că au diabet întâmplător, mergând la stomatolog, stomatologul punându-i să își facă niște analize ca să le poată face o intervenție de chirurgie orală și au descoperit cu surprindere că au diabet. Da, din păcate se petrece asta în special la persoanele care, datorită ritmului de viață foarte stresant, foarte aglomerat, nu sunt atente la simptomele pe care corpul lor le are și atunci, nefiind atenți la ei, nu își pun problema, dar de ce sunt obosit sau de ce am tendința să mă îngraș sau este foarte important să fim atenți la noi. Adică nimeni în afară de noi nu are cum să-și dea seama de aceste lucruri și nu trebuie să cădem în extrema cealaltă în care suntem ipohondri și ni se pare la fiecare cârcel sau la fiecare zbatere de ochi cam cine știe ce mare problemă, da? Dar în momentul în care eu sunt atent la mine și observ că mă trezesc dimineața fără energie, observ că am luat niște kilograme în plus, observ că am devenit, să spunem, dependent de un dulce ceva și în special este un dulce nesănătos pentru că am nevoie să-mi aduc repede energie, chiar ar trebui să-mi pun niște întrebări și să-mi fac niște analize înainte să ajung la situația gravă în care să trebuiască să fac, știu eu, Doamne ferește, insulină sau așa mai departe. Diabetul poate fi tratat din timp, poate fi prevenit la persoanele care au predispoziție și la persoanele care au această tendință de a face rezistență periferică la insulină. Și ce anume ar trebui să facem dacă ne-am aflat într-o fază de prediabet, să spunem? Dacă ne-am aflat într-o fază de prediabet, ar fi extrem de important să ne ajustăm puțin dieta și de asemenea ar fi foarte important să lucrăm un pic pe nivelul nostru de stres. Pentru că stresul este cel care împiedică corpul să se autoregleze, da? Iar dieta este cea care poate să producă foarte multe deșeuri în corp, foarte multe toxine, care pot să blocheze acești receptori celulari și să ducă la apariția rezistenței periferice la insulină. Ar fi extrem de indicat să practicăm postul intermitent, care este foarte eficient pentru reducerea rezistenței periferice la insulină și, la fel de important, chiar dacă am pus pe locul 3 la enumerare, să luăm suplimente pe bază de plante care ne pot ajuta în această situație. Pentru că noi trebuie să reducem această poftă de dulce, trebuie să avem grijă, trebuie să curățăm acești receptori periferici de insulină, ca această insulină să poată să-și facă efectul și glicemiile noastre să scadă corespunzător, să luăm suplimente pe bază de plante, pentru că ele ne pot ajuta foarte mult. Cum ne pot ajuta? Păi, în primul rând, aceste suplimente care ajută la prevenirea diabetului ar trebui să intervină tocmai asupra acestor mecanisme incipiente și anume să ne reducă pofta disarmonioasă de dulce, pentru că sunt foarte multe persoane care au tendința să mănânce și pe fond psihomental și emoțional, da? Sunt unii nu mănâncă când sunt stresați emoțional, alții în schimb se aruncă în punga de bomboane și de ciocolată, da? Și de multe ori nu avem nevoie de asta și atunci este important să controlăm acest aport de dulce. Apoi, este foarte important ca în situația în care totuși avem tendința
să mâncăm foarte mult dulce, foarte mulți carbohidrați, să reducem absorpția de la nivel intestinal acestor glucide, acestor glucozei în speță, ca să nu apară această creștere de glicemie. Și apoi este extrem de important ca respectivul supliment să conțină ingrediente care să se comporte ca o insulină vegetală și care să ajute insulina produsă de corpul nostru să-și facă mult mai bine efectul. Și spun asta pentru că, dincolo de această rezistență periferică la insulină, la un moment dat, pancreasul nostru ajunge să se epuizeze și să nu mai poată să secrete cantitatea optimă de insulină de care noi avem nevoie, și atunci trebuie să venim și cu acest aport de insulină vegetală sau plante care conțin componente insulin-like și care în felul acesta ne ajută să ne menținem nivelul de insulină bun, care să ne ajute să scădem nivelul de glicemie și în felul acesta noi să ne putem desfășura activitatea și viața în condiții optime. Un asemenea supliment care conține toate aceste ingrediente este produsul DaiTab de la Ayurmed, care este extrem de util atât în situațiile acestea de prediabet, cât și în situațiile de diabet în stadiul incipient, în care ni se recomandă doar medicație antidiabetică orală și schimbarea dietei. Dar, de asemenea, și în cazul pacienților care au diabet de mai mult timp, care deja au nevoie să ia insulină, și în momentul în care asociază acest supliment, ei pot să reducă foarte mult dozele de insulină de care au nevoie pe parcursul unei zile. Să înțeleg că acest supliment DaiTab de la Ayurmed ajută să nu-ți mai fie atât de poftă de dulce? Exact. Și cum anume faci acest lucru? Acest efect al controlului apetitului pentru dulce este dat de combinația sinergică a tuturor plantelor, adică nu iau o plantă anume, pentru că oricum nu sunt disponibile să le luăm separat, dar în momentul în care noi folosim acest supliment, ni se modifică și nevoia de a lua dulce și percepția asupra gustului dulce, care pe noi ne ajută să conștientizăm că nu am nevoie în acel moment de dulcele respectiv. Da? De asemenea, el ajută la toate celelalte procese, la toată cascada de procese și reacții care au loc în corpul nostru și care ne ajută să avem niște glicemii normale. Și pe lângă faptul că mă ajută să-mi controlez pofta de dulce, să nu mai mănânc atât de mult dulce, înțeleg că are în compoziție plantă care funcționează ca o insulină vegetală. Da, este vorba de momordica, cearantia, castravetele amar, pe care toți cei care suferă de diabet îl cunosc, dar este foarte important să știm că în momentul în care noi facem o combinație de plante care să se adreseze tuturor mecanismelor prin care diabetul apare, este mult mai eficient să luăm așa decât să luăm fiecare plantă separat. Pentru că în felul acesta noi acționăm sinergic și rezultatele apar mult mai rapid. Normal, sunt suplimente alimentare realizate de specialiști în fitoterapie, combinațiile plantelor sunt gândite, exact. Concentrațiile plantelor sunt gândite așa cum trebuie. Da, 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 așa este. Și care ar fi pe scurt recomandările medicului specialist în apifitoterapie și Ayurveda pentru acești pacienți? În primul rând, este foarte important ca acești pacienți să fie atenți la ei în momentul în care sesizează anumite simptome, să-și facă analize și după ce ei au analizele și au clar un diagnostic, știu exact ce au, întotdeauna este foarte important ca pacientul să își asume procesul lui de vindecare, procesul terapeutic. Și nu facem automedicație, este important să ne consultăm cu un medic specialist care să ne facă o schemă personalizată de tratament, pentru că fiecare dintre noi suntem unici. Mecanismul prin care noi am ajuns la această situație este diferit de la om la om. Contextul în care noi am ajuns este diferit. În momentul în care noi alegem să mergem pe această cale a fitoterapiei, trebuie să știm că avem de integrat mai multe transformări în viața noastră și de asta este foarte important să primim niște indicații clare, competente, de la o persoană care ne poate particulariza tratamentul. Nu mă apuc să iau un supliment din farmacie pentru că am văzut
la televizor sau într-o reclamă. În momentul în care am o schemă stabilită de un medic specialist care funcționează bine, din acel moment, da, eu pot să continui. Dar într-o primă fază ar fi bine să apelez la ajutorul unui medic specialist pentru asta. Așadar, după ce ne-am făcut analizele, am văzut că nu stăm foarte bine, că suntem într-o fază de prediabet sau chiar am ajuns la diabet, trebuie obligatoriu să urmăm un tratament și dacă vrem să completăm tratamentul alopat cu un tratament de apifitoterapie, de Ayurveda, trebuie să venim neapărat la un medic specialist în apifitoterapie și Ayurveda. Da, bineînțeles, pentru că doar acel medic ne poate face o schemă personalizată. Pentru că nu se potrivește acel, chiar dacă lucrăm în principiu cu aceleași produse, noi trebuie să le combinăm diferit în funcție de omul din fața noastră. Și atunci, persoana care nu are aceste informații, aceste cunoștințe, nu știe să-și particularizeze singur schema de tratament. Da, dacă este dispus să studieze singur și să învețe, poate să facă, dar în timpul ăsta boala lui avansează și atunci mi se pare mult mai potrivit să te duci la un medic specialist să-ți facă o schemă de tratament, el te urmărește, te monitorizează și în felul acesta, în momentul în care ajungi la schema care ți se potrivește, o poți continua fără niciun fel de problemă. Asta este părerea mea, dar bineînțeles, fiecare om are libertatea să aleagă ceea ce își dorește. Da, este normal, este firesc să apelăm la persoane competente, la specialiști care au studiat ani și ani ca să poată să îi ajute pe pacienți într-o specialitate sau alta. Pe dumneavoastră, pacienții știu că vă găsesc la centrul Ayurmed de la universitate. Da, așa este. Și bineînțeles, ar fi indicat să vină și atunci când nu-i doare nimic, ca să vadă în ce tipologie constituțională s-ar înscrie din punct de vedere ayurvedic și să le faceți recomandările de rigoare, pentru că în funcție de cum sunt ei, pot să fie predispuși la anumite afecțiuni sau la alte afecțiuni și acest lucru se poate determina. Dar bineînțeles, în urma determinării tipologiei constituționale, omul află exact la ce fel de boli este predispus și știe clar ce fel de măsuri pentru prevenirea acestora poate să ia. Da, suntem unici, suntem diferiți, avem nevoie de tratamente personalizate și ar trebui să înțelegem că sănătatea noastră depinde în foarte mare măsură de noi înșine. Absolut! Sănătatea noastră este responsabilitatea noastră. Suntem cei care, prin diferite mecanisme sau prin diferite reacții pe care noi alegem să le avem, ajungem la stări de boală. Dar aici este o poveste mai lungă pe care eu întotdeauna o lămuresc cu pacienții care vin în cabinet și care este important să înțeleagă importanța acestei adaptări, acestei personalizări a tratamentului lor, indiferent că este preventiv, indiferent că este curativ, indiferent că este pentru prediabet, diabet sau așa mai departe, sau pentru orice altă afecțiune. Vă mulțumim tare mult! Cu mare drag!